A semnăturilor care semănau prea mult între ele, Viorel Cataramă, un altul anunță că se retrage din cursă. Nu mai merge să depună dosarul de înscriere pentru că nu a vrut să cumpere semnături, susține el. Colega mea, Diana Lazăr, se află chiar la sediul Biroului Electoral Central și vine cu informații de ultimă oră despre ce s-a întâmplat, iar avocatul Adrian Cuculis ne ajută să înțelegem ce se întâmplă și cu câți bani se vând semnăturile în România. Și care este infracțiunea, ce pedapsă riscă cei care fac trafic de semnături. Bună dimineața! Haideți să vedem mai întâi apelul domnului candidat care și-a retras candidatura chiar în ultima zi. Iată cum explică gestul său și cum vorbește despre piața neagră a semnăturilor. Nu vreau să intru în competiția prezidențială printr-o fraudă, susține Andrei Valentin Stoican, candidatul Mișcării Naționale Române. Nu vreau să intru printr-o fraudă, am reușit să strâng 172.893 de semnături. Astăzi, până la ora 24, mai aștept din Suceava, Maramureș și Teleorman, încă aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente, dar sunt semnături asumate. Eu sunt mândru de ele și pentru asta le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au crezut în mine. Înțeleg frustrarea lor, dar din respect pentru mine și pentru ei, am refuzat să accept ofertele de ultimă oră de pe piața neagră a semnăturilor, scrie domnul Valentin Stoican. Colegii mei încearcă să-l contacteze pentru a ne explica cine i-a oferit semnături și câți bani au fost ceruți pentru aceste semnături pentru a putea intra în cursa prezidențială. Mergem acum în direct la sediul Biroului Electoral Central, unde se află colega mea, Diana Lazăr, unde sunt așteptați și ultimii candidați să-și depună dosarele. Diana, vorbeam zile trecute că a fost o adevărată întrecere de semnături, care mai de care, fiecare candidat a venit cu teancuri de dosare, de cutii, 2 milioane de semnături a adus Klaus Iohannis, 1.400.000 Viorica Dăncilă și tot așa mai jos, desigur. L-au respins cei de la BEC pe Viorel Cataramă și este primul respins, iar acest domn spune că n-a reușit să strângă minimul necesar de semnături, 200.000, pentru că n-a vrut să cumpere semnături, adică pe bune nu se poate să strânge aceste semnături. Este foarte greu, Mihaela, să faci acest lucru dacă nu ai o infrastructură de partid și asta o știm de ani de zile. Nu este nou acest scandal, dacă vrei, pentru că ceea ce reclamă astăzi cel care și-ar fi dorit să intre în competiția pentru Palatul Cotroceni este un lucru pe care l-au mai reclamat și alții înaintea lui, în urmă cu 5 ani și tot așa de la Revoluție încoace. Și asta pentru că, spun cei mai mulți, este o problemă de legislație, pentru că cei care vor să candideze ca independenți sau care au partide așa numite de buzunar în spatele lor nu reușesc să strângă în timp util cele 200.000 de semnături. Ar trebui poate făcută o discuție aici cu legiuitorul legată de posibilitatea celor care candidează, cum spuneam, independent, astfel încât să se reducă acest număr de semnături. Vă aduc aminte acel scandal cu Remus Cernea, care nu reușește niciodată să-și depună candidatura exact din acest motiv. Apoi mai este, bineînțeles, și cealaltă parte a problemei, una mai bună, dacă vrei, pentru partidele mari, socialdemocrații, liberalii și, în general, formațiunile cu forță din România, adună cât mai multe astfel de semnături. Este o întreagă competiție între principalele formațiuni politice pentru a face o demonstrație de forță că au infrastructură bună, bine pusă la punct și că, iată, practic bătălia este ca și câștigată pentru cel care are cât mai multe semnături. Într-adevăr, 2.200.000 a adus Klaus Iohannis, este și cotat cu prima șansă în aceste alegeri, iar mai apoi am văzut socialdemocrații 1.400.000 de semnături. Am putea pune, să spunem, în antiteză cu candidatul Viorel Cataramă, al cărui dosar a fost respins chiar ieri de Biroul Electoral Central, tocmai pentru că, iată, ar fi încercat să strângă cele 200.000 de semnături, dar nu a făcut-o corect, ci ar fi încercat să falsifice, potrivit comunicatului BEC. Așadar, vom vedea astăzi câți dintre acești candidați care vin la Biroul Electoral Central reușesc să rămână până la urmă în competiție, pentru că astăzi avem un val de doritori, 15 la număr, sunt așteptați până diseară.